De aceste servicii se ocupă de ani de zile societatea care asigură și salubrizarea orașului, motiv pentru care unii consilieri consideră proiectul nerentabil. Aceasta este o investiție inutilă, pentru că deja RER Buzău avea toate mașinile și unetele necesare, atât și oamenii specializați. Domnule primar, cu cine veți face aceste operațiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare? Cu ce companie de subordinea Consiliului Local? Și dacă aceasta este Urbis, ar trebui să vă gândiți că luna trecută ați redus organigrama acestei instituții. Voi vota împotrivă. Deci răspunsul este unul singur, se va face cu Urbisul și în funcție de câți oameni vor fi necesari, vor fi angajați. Unde este problema? Păi venim cu aceeași organigramă modificată. Chiar dacă RER-ul dispune de o dotare foarte bună în vederea executării unor acțiuni ample de dezinsecție, dezinfecție sau de deratizare a întregului municipiu, activitatea societății cu primăria funcționează pe baza unei prelungiri a contractului. Viceprimarul Ionuț Apostu le-a solicitat consilierilor să țină cont și de acest aspect, dar și de faptul că serviciul de salubrizare urmează să fie scos la licitație. Se lucrează la caietul de sarcini, astfel încât la viitoarea licitație această... Deci nu mai putem conta pe vreun ajutor din partea RER-ului. Deci la momentul respectiv vom vedea cine va câștiga licitația privind serviciul de salubrizare în municipiul Buzău. Este posibil ca firma primăriei Urbiserv SRL să se ocupe în viitor de aceste servicii. În prezent, o parte din personalul societății se află în șomaj tehnic ca urmare a lipsei de comenzi pentru lucrări. În final, 19 dintre consilieri au fost lămuriți în legătură cu oportunitatea proiectului de hotărâre pe care l-au aprobat.